Putem deschide mai departe dialogul, invitând pe judecătorul național la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, doamna Iulia Motoc, să intre într-o abordare aplicată a jurisprudenței în materiile deja enunțate. Vă mulțumesc mult, doamnei Rodica Aida Popa, și mulțumesc în primul rând pentru inițiativa de a organiza acest eveniment, eveniment care poate apărea fiind primul ca fiind inedit, dar care sper să se continue, pentru că acest tip de întâlniri există în alte state și ale Consiliului Europei, dar cred că în toate statele europene, în cel puțin anual. Este necesară o întâlnire între judecătorii naționali, respectiv judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cel de la CEDO care sunt astăzi eu, și avocații de prestigiu care sunt astăzi cu noi, agenții guvernamentali, pentru judecători de la Înalta Curte, pentru a continua acest dialog care trebuie să fie permanent între judecătorii internaționali și judecătorii naționali. Le mulțumesc site-ului Julcero, care este tot timpul foarte activ în acest domeniu al comunicării între diferiții actori a spațiului juridic. Problema migrației este o problemă fundamentală astăzi pentru Europa, este una și esențială și pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Europa se află astăzi într-o stare de criză, nu este ceva nou, ceea ce spun, iar această criză este, din punct de vedere juridic și din punct de vedere al perspectivei drepturilor omului, are două fațete care sunt separate, dar pot fi unor și interconectate, cea a dreptului migranților și cea a măsurilor antiteroriste, măsurilor care sunt luate față de cei care comit acte terorist și cum în același timp pot fi păstrate drepturile omului ale acestor persoane. Vom vorbi astăzi despre migrație, cum Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înțeles aplicarea migrației și mă voi referi astăzi mai precis la modul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a aplicat regulamentul Dublin, deci dialogul care a existat între Curtea Europeană a Drepturilor Omului din perspectiva Curții Europene a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru a finaliza discursul meu cu o cauză recentă, cea FG împotriva Suediei, care revine la problematica migrației și a modului în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate să analizeze riscurile care există într-o anumită țară pentru a vedea dacă este cazul să acorde azil politic sau nu. Spuneam că este foarte important ca dialogul între Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene să existe. Vedem că unul dintre domeniile care a conturat cel mai bine și în mod pozitiv acest dialog este cel al regulamentului Dublin. Vedem că sunt în același timp, astăzi este în editare o carte care va instrui judecătorul național pentru aplicarea acestor regulamente și pentru a învăța care este și a învăța mai bine care este jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și care este cea a Curții de la Luxemburg în acest domeniu. Primul caz relevant în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului se confruntă cu problema acestui regulament este cea numită, este o decizie de inadmisibilitate, TI împotriva Marii Britanii, adoptată în anul 2000. Deja în această decizie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului consideră că modul în care se poate face o expulzare în mod indirect, adică față de un stat terț, în cazul
cazul nostru este aici vorba de Germania, nu are o influență asupra obligației pe care un stat o are de a acorda azil politic dacă este necesar. În acest caz era vorba de o expulzare a unui individ, de inițialele lui către Germania. Or, curtea a constatat că deși Germania se află în Uniunea Europeană, deci existau aceste relații stabilite prin dreptul Uniunii Europene între Germania și Marea Britanie, nu este suficient ca să absolve Marea Britanie de această obligație care există în virtutea articolului 3, obligația de a nu expune un individ prin actul de expulzare la rele tratamente sau la tortură. În același timp, prin această decizie, curtea spune în mod clar, chiar dacă statele au anumite obligații internaționale care decurg din anumite acorduri sau dintr-o cooperare care este specială într-un anumit domeniu, protecția drepturilor omului nu trebuie să fie afectată. Dacă ar fi afectată, atunci ar însemna că obiectivele principale ale convenției nu mai sunt aplicate. Deci aceste convenții internaționale sunt văzute de către Curtea Europeană ca o măsură de a spori protecția drepturilor omului, dar în niciun caz de a o diminua. În curtea revine asupra acestui regulamentului Dublin în 2008, în decizia KRS contra Marii Britanii, în care consideră că concluzia putea să fie, aceeași concluzie putea să ajungă și prin intermediul regulamentului Dublin, care este stabilit în cadrul al celui de-al treilea pilier al Uniunii Europene, pilon al Uniunii Europene. Curtea observă că sistemul de azil care este stabilit prin drepturile fundamentale se referă la garanțiile substanțiale pe care le oferă și la mecanismele pentru a controla modul în care aceste garanții sunt aplicate. În acest caz, prezumția fundamentală care există între dreptul Uniunii Europene și dreptul Convenției Europene a Drepturilor Omului, cea stabilită prin decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Bosforus, a protecției echivalente între cele două curți, între cele două sisteme de drept, se aplică. Spune curtea în decizia din 2008. Curtea revine asupra acelor principii în anul 2011 prin celebra decizie MSS, hotărâre MSS contra Belgiei și Grecia. În acest caz, în paragraful 359 al acestei decizii, care este foarte bine cunoscută în ansamblul său, în special în domeniul dreptului migrației și dreptului refugiaților, curtea spune că revenea autorităților belgiene, în acest caz, să evalueze modul în care cei care formulaseră plângerea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului trebuiau să fie supuși unui tratament în conformitate cu exigențele convenției și de către autoritățile statului grec, în care cei care acum cereau azil făcuseră pentru prima dată cererea de azil politic. Deci trebuia să fie scos în evidență de către curțile interne, în primul rând, de către curțile belgiene în acest caz, modul în care Grecia era sau nu capabilă în ansamblul său să ofere condiții în materie de azil, astfel încât Convenția Drepturilor Omului să nu fie încălcată.
Curtea constată în acest caz, în cadrul MSS împotriva Belgiei și a Greciei, că acest tip de analiză nu a fost făcut de către autoritățile belgiene. În același timp, curtea spune în mod explicit în această cauză, MSS împotriva Greciei și Belgiei, că aceste riscuri trebuiau să fie individualizate și că numărul foarte mari de persoane care cerau azilul în Grecia și care se găseau în aceeași situație ca și cel care formulase cererea de azil în cazul nostru, nu însemna că un stat putea să fie absolvit de această obligație de a constata modul în care Grecia își achită obligațiile în ceea ce privește politica de azil în conformitate cu standardele Convenției Europene a Drepturilor Omului. Același tip de concluzie este preluat apoi de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în afacerea NS din 21 decembrie 2011, în care Curtea precizează că în momentul în care există deficiențe sistemice, defaianță sistemică în franceză, în față de procedura de azil și condițiile în care cei care cer azil sunt primiți într-un anumit stat, condiții care ar putea să implice nerespectarea articolului 4 din Cartea Drepturilor Fundamentale, atunci cei care cer azil pot fi transferați într-un stat terț. Aceeași concluzie care se bazează pe noțiunea pe care Curtea de la Luxemburg o folosește, cea de defaianță sistemică, revine în cazul Abdullah din 2000, adoptat în 2013. Curtea Europeană a Drepturilor Omului evoluează în domeniul practicilor de azil, în special în domeniul aplicării regulamentului Dublin, prin decizia Tarahel împotriva Elveției. În deosebirea între Tarahel împotriva Elveției și MSS împotriva Belgiei și Greciei este una fundamentală, în același timp la prima vedere poate apărea ca o distinție de nuanță. În același timp, în cazul Tarahel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu se mai referă la situația generală care poate să existe într-un stat, așa cum se referea în MSS, în acest caz fiind vorba de către Grecia, în cazul nostru fiind vorba de către Italia, ci se referă la modul în care autoritățile în acest caz, autoritățile elvețiene, au putut să analizeze situația specifică a celui care depusese plângerea în cazul nostru, cea a situației vulnerabile, având în vedere cuplul avea șase copii și că în acest caz nu existau garanții suficiente din partea autorităților italiene referitor la situația individuală a acestor aplicanți. Vedem că dintr-o dată situația se schimbă astfel încât există o individualizare mult mai exactă decât exista în cazul precedent, MSS împotriva Belgiei și Greciei, și curtea nu se mai referă la situația de ansamblu în Italia, ci la modul în care autoritățile italiene ar fi putut să țină cont de situația individuală a celor care au depuseseră plângerile în fața acestor autorități și apoi în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Problemele comune care se confruntă cele două curți referitoare la practica de azil în ceea ce privește afacerile, cazurile Dublin, țin în primul rând de ceea ce a fost formulat în cazul pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului l-a numit ca și leading, patru direcții de
de aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului în domeniul azilului. Ele țin, în primul rând, de o evaluare corectă a informațiilor din țara de origine, în special a informațiilor pe care le poate da Înaltul Comisariat pentru Refugiați în domeniul securității și a eventualului retur al celui care formulează cererea de azil în statul respectiv. Deci știm că în țările respective există, în general, există oficiul Înaltului Comisariat pentru Refugiați. Înaltul Comisariat pentru Refugiați joacă un rol foarte important pentru a oferi informații pertinente și pentru a vedea dacă, într-adevăr, întoarcerea celui care cere azil în țara respectivă poate să-l supună la retratamente sau la tortură în statul de unde provine. În același timp, curtea trebuie să facă o interpretare și o aplicare a articolului 3 a Convenției la problema riscurilor generalizate. Acest lucru a fost aplicat de către dumneavoastră noastră în afacerea NI împotriva regatului Unita Marii Britanii și de către, în cazul Cavaci, de către Luxemburg, apoi din nou de către curtea de la Strasburg, în cazul Sufi și Elmi împotriva Marii Britanii. Și ține articolul 1 al directivei de calificare, are un rol important în raționamentul Curții Europene a drepturilor omului. Ținem un al treilea criteriu, este aplicarea Convenției în sistemul european comun de azil. Aceasta pune chestiunea deficiențelor sistemice de plan sistemică în franceză, care a fost introdusă de către Curtea de la Luxemburg și modul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de la Luxemburg dialoguează pe această temă. A fost identificat de către doctrină modul în care, după ce Curtea de la Luxemburg a adoptat deciziile pe care le menționam înainte, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat decizia Tarakel, care individualizează acele aspectele care țin de practicile de azil. Relația cu Convenția de la Geneva din 1951 este și ea o relație care este foarte importantă, pentru că Curtea Europeană a Drepturilor Omului evaluează într-un sistem internațional, deci normele de drept internațional au un rol foarte important. Și normele Convenției de la Geneva sunt aplicate în mod direct sau indirect, așa cum arată noul caz FG împotriva Suediei. Dincolo de acest regulament Dublin care ne-a fost dat ca temă de discuție, Curtea Europeană a Drepturilor Omului se confruntă cu situații de fond foarte complicate referitoare la azil. M-am referit aici la problema articolului 3 a chestiunii tratamentelor inumane sau a torturii. În același timp, Curtea Europeană a Drepturilor Omului se confruntă practicile de azil și cu posibile încălcări ale dreptului la o viață privată, articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, odată ce acest posibil retur poate fi efectuat. Principala problemă care se pune în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, ca și în fața celorlalte instanțe care se confruntă cu eventualul retur a celor care fac cererile pentru acordarea de azil, este cea a modului în care poate să fie analizată o situație de risc într-un stat terț.
S-a arătat de foarte multe ori în doctrină că este foarte greu de determinat modul în care autoritățile se pot confrunta într-un alt stat terț cu o situație cu o persoană care a fost returnată și modul în care drepturile omului ale acestea sunt respectate. Curtea Europeană a Drepturilor Omului are mai multe cazuri pe rolul său în acest moment care pot să fie foarte interesante. Un caz este Popașvili împotriva Belgiei, în care este vorba de un aplicant care se afla pe teritoriul Belgiei în momentul formulării plângerii și care în urma actelor pe care le-a produs urmea să fie deportat înspre Georgia, țara lui de origine. În același timp, el invocă stadiul de sănătate în care se află, stadiul final, care, având în vedere că trebuia să fie supus practicilor medicale, în special legat de noi metode în domeniul dialize. Deci curtea urmează să decidă în acest caz, în cursul acestui an. În același timp, curtea a decis în martie 2016, într-un caz supus în mari camere, FG împotriva Suediei, în care este vorba de riscurile de persecuție pe care un iranian care s-a convertit la creștinism le poate avea odată cu refuzul său de azil și odată cu posibil său retur în expulzarea sa în Iran, țara sa de origine. În acest caz, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a afirmat într-o manieră clară că statul respectiv, statul suedez în acest caz, trebuia să facă o analiză concretă a condițiilor care existau în Iran și nu se aștepte de la aplicant de la cel care formulase plângerea să aibă o perspectivă de ansamblu asupra condițiilor din Iran. Deci indiferent că cel care a depus plângerea nu a făcut o analiză a situațiilor și a riscurilor la care a fost expus din prima sa plângere pe care o face autoritățile suedeze, trebuiau ca autoritățile suedeze să se autosesizeze și să facă o analiză fără să aștepte ca foarte multe elemente să fie depuse de la început de cel care a formulat plângerea de azil, având în vedere starea de vulnerabilitate a acestuia. Deci din nou vedem Curtea Europeană a Drepturilor Omului are tendința de a pune sarcina probei mai degrabă din partea celui care formulează cererea de azil în sarcina statului, pentru ca acesta să aibă o viziune de ansamblu prin propriile mijloace, fără să aștepte foarte multe mijloace și foarte din partea celui care formulează plângerile de azil respectivă. Această sarcină a probei în același timp dezvoltă un lucru care este foarte important pentru noi în ceea ce privește politica de azil în general. Azilul și migrația este o chestiune de ansamblu și în același pe care se confruntă astăzi Europa, și atunci când sunt analizate probleme legate de azil, probabil că statele din Europa de vest trebuie să facă un mare efort în a înțelege culturile de unde provin cei care sunt astăzi victime ale încălcării drepturilor omului și în mare parte este cauza pentru care ei migrează astăzi. Este o înțelegere care ține de antropologia anumitor spații pe care Europa trebuie să le facă și curțile trebuie să înțeleagă în mod clar în ce măsură un individ putea să fie supus riscurilor de a fi torturat, a fi supus la rele tratamente sau chiar a fi ucis într-un stat terț care are o cultură diferită, o cultură a comunicării diferită, o cultură a drepturilor omului diferită.
Și aș încheia acest discurs spunând că probabil că statele astăzi trebuie să fie mai degrabă în ceea ce numea Derrida ospitalitatea și în care Derrida, distingea ospitalitatea de toleranță. Ospitalitatea fiind modul în care un individ, în cazul nostru un stat, este deschis unei alt culturi și nu toleranța care presupune pe undeva a impune unui terț a adopta în mod exclusiv cultura celui care îl primește. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamnei judecători Iulia Motocă, pentru prezentarea aplicată asupra jurisprudenței Curții Europene asupra unor probleme cu care se confruntă Europa, dreptul de azil și migrație, și a vedea cât de importantă este educația, deschiderea din partea celor două componente, atât a statului de primire, cât și a celor care vin din țări unde situația economică, socială, politică i-a determinat pe acele persoane să părăsească matricea lor națională.